Un meciul lui FC Voluntar Șef și Marius Ștefănescu prin cele două goluri. Iată, încet, încet reîncepeți să respirați. Cum a fost posibilă această victorie? Bună seara! Da, așa este. Încet, încet începem să respirăm. Era și cazul, să zic așa. Aveam nevoie de această victorie și sper să câștigăm și meciul următor. Povestește-ne un pic faza primului gol, pentru că s-a auzit un laso. Ai strigat tu către fundașul voluntarului sau Boboc? Nu, cine? Cred că... Tu ai profitat, ai dat gol. Cred că portarul, fizic, dacă nu mă înșel, a zis laso și mi-am dat seama că fundașul la voluntari... Și ai prins-o tu. Da, o să o lase și mă bucur că am speculat și, să zic așa, am început bine și după aceea cred eu că am făcut primele 15-20 minute un joc bun, dar până la pauză, sincer să fiu, am scârțit, așa să zic, nu știu, ca joc. Nu am arătat bine, dar după pauză, cred că după golul 2 am revenit și cred că nu s-a pus problema învingătoare. Ai mai marcat vreodată un astfel de gol, precum golul 2, când ai vrut să centrezi și Franco a pus și el piciorul acolo? Este cel mai norocos din carieră? Nu pot să zic că e cel mai norocos. Este până la urmă un gol. Mă bucur pentru acest lucru și sper și meciul viitor să-mi scrie. În tribuna au fost și antrenorul Rapidului, Cristian Bergodi, să te vadă, probabil, și selecționerul Edi Iordănescu. Adică te duci și la altă echipă și la Național, asta era ideea. Da, nu știu ce să zic. Fiecare este liber să vină să vadă meciuri. Este clar că aici, în București, este la îndemâna oricui să, nu știu, să vină, e capitala până la urmă și mă bucur că au venit oameni să ne vadă, dar important era ce făceam noi și ne doream în această seară să luăm cele 3 puncte. Și ați ajuns, ați legat două victorii după 6 înfrângeri și ați ajuns la 2 puncte de play-off. Da, momentan. Este clar că nu am traversat momente bune, am pierdut 6 meciuri la rând. Sper acum cu această victorie să legăm cât mai multe și să revenim acolo, pentru că acesta este obiectivul nostru, să intrăm în play-off. Mulțumim! Mulțumesc!